Echipa județeană Let's Do It România din Giurgiu anunță lansarea unui amplu proiect denumit sugestiv Let's Do It Danube, ce se va implementa la nivel național în toate județele riverane Dunării. Anul trecut a avut loc primul proiect de acest gen inițiat de cele două promotoare Let's Do It, în care au reușit să angreneze toate instituțiile publice din oraș și județ și mai ales unitățile școlare. Una din cele mai importante componente ale acestui proiect este implicarea elevilor pentru a înțelege importanța protejării arealului Dunării și a întregului mediu înconjurător. Lansarea proiectului s-a dorit a fi făcută în această perioadă, ce coincide cu celebrarea Zilei Mondiale a Apei, ce va avea loc pe 22 martie. Se dorește organizarea unei acțiuni de ecologizare pe malurile Dunării într-o singură zi, chiar de ziua Dunării. Județele implicate în acest proiect vor fi Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța. Din 2010 până în prezent, echipele de voluntari Let's Do It România au participat la diferite evenimente pentru protejarea Dunării și a arealului Deltei Dunării. Începând de anul viitor, ne dorim ca această inițiativă să fie extinsă și la nivel regional, implicând toate țările prin care trece fluviul. Obiectivul echipei județene Let's Do It Giurgiu este acela de a implica cetățenii din localitățile riverane Dunării în mai multe activități pentru a gospodări fluviul, pentru ecosisteme sănătoase pentru generațiile viitoare. Se așteaptă un răspuns pozitiv de a se alătura acestei campanii din partea autorităților locale din comunele Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Greaca și Giurgiu. Echipei Let's Do It Giurgiu s-au alăturat reprezentanții unor instituții publice din oraș, Serviciul de Gospodărire a Apelor, Prefectura și Consiliul Județean. Anul acesta, împreună cu Let's Do It România și în special cu Giurgiu, pe lângă programul care s-a demarat la nivelul țării noastre, noi am spus că în cinstea Zilei Mondiale a Apelor, împreună cu Let's Do It Giurgiu, să avem niște acțiuni comune de conștientizare a populației pentru necesitatea păstrării curate a apelor. Dragi giurgiuveni, vă rog, alături de această echipă tânără și frumoasă, să participăm la acest eveniment deosebit și să avem aceleași rezultate bune ca și cele din anul trecut organizate de Let's Do It. În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite aduce în atenția opiniei publice câte o temă pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei. Anul 2014 abordează o temă de interes global, apa și energia. Statisticile la nivel mondial arată că 1,3 miliarde de oameni nu au acces la energie electrică și aproape 800 de milioane de oameni nu au acces la o sursă de apă. Prima acțiune din calendarul Let's Do It de anul acesta va avea loc vineri 21 martie pe Canalul Plantelor, cu începere de la ora 9:30, unde sunt așteptați toți giurgiuvenii care își doresc să respire un aer curat și să-și crească copiii într-un mediu sănătos.